România a atins astăzi, din păcate, un nou record negativ de noi cazuri de coronavirus. Avem 6.481 de noi cazuri de coronavirus, 83 de decese și 868 de persoane în acest moment la terapie intensivă. Mergem înainte cu alegerile, domnul Rupu? Da, așa este. Din păcate, am atins astăzi un nou record negativ. Este o pandemie pe care încă nu știm cum putem să o controlăm, însă această pandemie nu trebuie să țină în loc democrația. Vedem cât de greu este guvernului să implementeze măsuri care să vină în combaterea acestei pandemii. Vedem că avem un parlament care este, din păcate, încă condus de PSD, și care încearcă să stopeze guvernul în acțiunile sale, și de aceea este foarte important să continuăm procesul democratic, să avem un parlament legitim, un parlament care să poată lucra împreună cu guvernul în combaterea acestei pandemii.